Ok, și despre mama ta ce poți să-mi mai zici? Păi, na, ce pot să zic? Ca toate mamele, cum sunt toate mamele, așa e și mama. M-am învățat o grămadă de chestii, am învățat o grămadă de lucruri de la ea. Na, de exemplu, mama m-a învățat că orice acțiune are consecințe. Poți să mergi la scaldat, dar dacă tinești, umor. Tot mama m-a învățat să respect munca altora. Băi, dacă vrei să te bați cu frate, tot du-te afară. Nu mă spariți capul așa, că i-am făcurat. M-a învățat că uneori trebuie să te ridici singur și alteori nu. Băi, nu te ridici la masă până nu mănânci tot. Mama m-a mai învățat să fiu mereu recunoscător. Păi sunt copii în țara asta care n-au și mânca și nu fac mofturi ca tine. Ea mi-a explicat prima oară ce înseamnă karma. Când o să ai copii, sper să-și ia și obraznici ca cum ești tu. De la mama am învățat ce înseamnă minciuna. Hai mâncoași că nu-ți fac nic. De la ea am învățat când apare și ce îi înțelepciunea. Când îți ajungi la vârsta mea, o să vezi că am dreptate. Mama m-a învățat ce înseamnă să exagerez. Păi, ți-am spus de un milion de ori să faci curat în cameră. Tot la mama am învățat ce îi lucru evident. Dar știi ceva? Eu ca tine am fost, tu ca mine n-ai fost. Ea mi-a explicat cum funcționează hidratarea. Nu mai viața ta, băi, că faci broaște în burtă. Tot la ea am auzit pentru prima oară o întrebare filozofică. Bă, dar și nimeni mai rău, sau găina? Mama mi-a explicat cum funcționează corpul uman și digestia. Băi, să nu înghiți guma, că să sârghezi masele și mori. Tot ea mi-a arătat ce înseamnă să ajungi la saturație. Nu, efectiv m-am săturat stibat. Mi-a mai explicat cum funcționează nutriția. Mănâncă mă cu pânic, iar să-i foam peste o oră. Mama m-a făcut să înțeleg că am puteri supraomenești. Vezi, dacă n-ascult, s-ar fi cârjar mănânci. Am mai învățat la mama ce înseamnă dreptatea. Chiar dacă n-am dreptate, tot eu am dreptate, că-s măta. De la mama am învățat multe și despre păsările din curte. Băi, nu mai fluiera în casă, că nu sunt mai eu găinile. Și cum funcționează pauzele de muncă? Cât te odinești, tu te-și adu găleată de apă și spală și hainele. Tot mama m-a învățat ce înseamnă să faci economie. Și ai mâncat, mă? Ciorbă de burtă, 25 de lei? Dar borș n-a venit-o acasă, mă? Tot mama mi-a spus că am un talent foarte mare ca și ventrilog. Păi, când vorbești cu mine, să taci. Deci, adevărul, cred că mama ta nu a reacționat foarte bine cu tine și nu s-a comportat în cel mai bun mod cu tine. Cred că copilului trebuie să-i explici chestii pe care generația trecută nu a făcut-o și nu... Mă scuzați. Da? Ce ai făcut, mă? Cum să faci, mă, așa ceva? Mă, și ți-am spus de 10 ori. Mă, eu te-am făcut, eu te omor. Las că vorbim noi acasă. Deci, cum spuneam, generația trecută a făcut multe greșeli în creșterea copiilor. Noi suntem altfel.